Hei, salutare tuturor! Ce mai faceți? Eu sunt Iza, am 33 de ani, locuiesc în Timișoara, sunt specialist resurse umane și am venit la oratoriu la vârsta de 16 ani. Tocmai mă mutasem dintr-un orășel din județul Arad, tocmai la Bacău. Și uh, ce noroc că am descoperit oratorul printr-un prieten din liceu. Cred că de atunci viața mea s-a schimbat, poate nu radical, dar s-a schimbat, pentru că am avut acces la o lume cu totul altfel decât avusesem înainte în acel orășel, orășel în care trăisem. Cel mai mult m-a impresionat, când am venit prima oară la oratoriu, rapiditatea cu care îți puteai face prieteni de toate vârstele și faptul că erai primit în acea mare, mare familie cu niște brați atât de deschise încât uh, parcă nu-ți mai venea să să pleci de acolo, îți venea să petrești cât mai mult timp uh, acolo în uh, între prieteni. Cred că așa s-au legat niște prietenii foarte frumoase cu cu ceilalți tineri și am învățat foarte multe lucruri dacă mai țin bine minte, în afară de partea religioasă, să spun așa, oratoriului, cred că regula de bază era să fim cetățeni onești, corecți și să dăm mai departe din învățăturile noastre felul în care ni se explicau anumite lucruri, felul în care eram educați, era ceva modern, avea ceva în plus de ceea ce știam de dinainte și chiar ne-a prins foarte bine și pe viitor. Îmi plăcea foarte mult că pot să mă distrez cu ceilalți tineri într-un mod foarte, foarte frumos și sănătos. Mergeam pe munte împreună, dansam împreună, făceam piese de teatru, concursuri, activități cu copii mai mici. Și prin aceste activități de voluntariat, până la urmă, am învățat să <coughs> să lucrăm în echipă, să ai răbdare, să știi să accepti părerile celorlalți, să te cobori la un alt nivel încât să înțelegi uh, părerile celorlalți și felul în care alții se, se comportă. Dar, cel mai mult, înveți să. Uh, Să lași de la tine, poate, sau să tragi tare, să fii unit, să știi să lucrezi într-o echipă, să te apropii, poate, și mai mult de Dumnezeu, dacă poate ne-am simțit asta. Să gândești lucrurile dintr-o altă perspectivă și asta, categoric, m-a învățat sau m-a ajutat în dezvoltarea mea personală. Cred că acei trei ani petrecuți la oratoriu au, au contribuit la la cine sunt eu astăzi ca adult și mă bucur foarte mult. Și pe lângă asta, mă bucur că am putut să păstrez legătura cu alți uh, alți tineri de acolo, chiar și până în momentul de față. Mulțumesc alezienilor pentru tot suportul care ni l-au acordat. Mulțumesc prietenilor și prietenilor făcute acolo. Vă pup pe toți, vă salut, sper că sunteți bine și Per, poate să ne vedem cât de curând. Ciao!